Cele mai multe promisiuni electorale în 2010 privind domeniul sănătății au fost făcute de Partidul Democrat, 8 la număr. Partidul Liberal a făcut 7 promisiuni, în timp ce Partidul Liberal Democrat, căruia e revenit conducerea Ministerului Sănătății, nu a făcut nicio promisiune legată de acest domeniu. Analizele experților sunt publicate pe site-ul promis.md. Potrivit experților, în perioada actualei guvernări, prețurile la medicamente au fost păstrate la un nivel acceptabil. De asemenea, a crescut nivelul de finanțare pentru ocrutirea sănătății. Au fost construite sau reparate capital peste 60 de centre de sănătate din zona rurală, s-a construit un bloc chirurgical nou la Spitalul Clinic Republican. Totuși, în opinia experților, nu s-a reușit o majorare esențială a salariilor medicilor, care pe fonul ratei inflației și măririi indicelui prețurilor de consum rămân a fi de două ori mai mici decât salariile din domeniul activităților financiare, de asigurări și a tehnologiilor informaționale. Experții recomandă politicienilor să facă promisiuni în domeniile în care știu că au persoane foarte bine pregătite care vor face față reformelor necesare.